Bună! Și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să vă prezint produsele pe care eu le-am iubit în ultima perioadă și care pe mine m-au impresionat. Așa că haideți să trecem la treabă. O să încep cu produsele pentru îngrijirea tenului. Și am aici un lapte de machiant de la Bevola. Are 250 de ml. Este cu... caisem și pantenol, ulei de caisem și pantenol, așa arată. Vine cu sistemul acesta de, sper să nu sară nimic, sistemul acesta. Îmi place foarte tare, demachează foarte bine, lasă tenul așa moale, hidratat, deși eu după el merg să mă spăl, dar vreau să spun că nu usucă tenul și nici nu lasă foarte uleios, foarte sticky. Nici lipicios, nici nimic. Îmi place mult de tot și vi-l recomand și vouă. Și cred că nu este scump, pentru că este marcă proprie Kaufland sau Auchan, nu știu sigur. Îmi spuneți voi în comentarii. Dar îmi place foarte, foarte tare și, în general, produsele de la Bevora pe care le-am încercat chiar mi-au plăcut foarte, foarte mult. Apoi, ca și în clipul trecut cu bune rău, am o loțiune tonică, este aceasta pentru tenul normal. În ultima perioadă eu am tenul normal spre uscat în unele zile. Nu știu ce se întâmplă cu tenul meu. Dar, da, are 150 de ml, este cu albă, stările și aloe vera. Mirosul nu este unul foarte plăcut. Pot să spun că nu mă dă pe spate mirosul, dar ceea ce îmi place la ea este eficiența ei. Îmi pregătește tenul pentru cremă. Crema se absorbe mult mai bine în ten când ai pielea umezită. Lasă tenul moale, curăță restul impurităților rămase după demachiere, așa că chiar e superbă. Și o miniatură care este în variantă full size. Asta este mărimea ei. Este gel pentru piele cu argint și aloe vera. Aloe plant de la Viva Natura. Cred că toată lumea știe despre acest produs. Este un produs în 20 de ml, cantitatea de 20 de ml, care se folosește pentru arsuri solare, înțepături de insecte, iritații, eczeme, piele uscată, mult mai multe chestii. Dar da, eu o folosesc atunci când am probleme cu tenul, când îmi ies coșuri, ca în situația de față, când am pielea uscată, când sars Andrei la soare și așa mai departe. Deci, produsul ăsta este multifuncțional și vi-l recomand și nu costă foarte mult și e travel friendly pentru că e foarte micuț așa și chiar e super ok. Și acum o să trec la produsele de make-up care sunt ceva mai multe și o să încep cu accesoriile. Și am aici pensula aceasta de la Ebeline. Așa arată. Este tăiată foarte interesant, nu? Teoretic este o pensulă pentru fond de ten, așa scria și pe ambalajul ei. Dar mie îmi place mai mult să aplic fondul de ten cu burețelul, pe care o să-l vedeți imediat. Și această pensulă o folosesc pentru contouring. Aplic pur și simplu o linie de pudră de contur, după care blenduiesc. Mă ajută să trasez linia aceea dreaptă, din care pot să lucrez eu ca să fac după bunul meu plac, pentru că atunci când folosesc o pensulă mai fluffy, să zic așa, se dispersează tot în toate părțile. Mie îmi place să fie linia un pic mai dură. Vedeți ce acum? Bine, nu se vede linia dură, pur și simplu. Se vede că am blenduit și că arată ok. În schimb, pot să o mai folosesc pentru iluminator, pentru că având partea asta așa teșită, merge perfect pentru iluminator. Merge perfect pentru pudra de sub ochi, când vreți să vă aplicați pudră sub ochi, pentru că are forma aceasta rotunjită și merge perfect. Merge perfect pentru aplicat iluminator pe nas cu vârful. E multifuncțională, mie îmi place foarte tare. Și nu o folosesc pentru fond de ten, o folosesc pentru ceea ce v-am spus. Nu știu, cred că a fost
20 de lei, 15 lei, nu mai știu exact, dar da, eu am primit-o oricum, dar super. Dar îmi place foarte mult și vă recomand și vouă și o găsiți în DM. Un alt produs pe care l-am primit și pentru care sunt extraordinar de recunoscătoare este acest burețel de la Wet n Wild. El este așa tăiat în unghi pentru a putea aplica mai bine. Place foarte tare, este ud și curat acum. Nu rămâne pătat. După ce îl spăl, nu rămâne pătat. Eu îmi spăl pensulele și bureței cu acel săpun lichid antibacterial de la Carex, care se găsește în UK. Am auzit de el la Julia Burlacu. Cred că îi pronunț bine numele. Cred că o știți, face și YouTube. Ea îl folosește. Și l-am primit și eu de la cineva care a venit din UK, astfel încât îmi place foarte tare cum curăță, nu știu, curăță incredibil, pur și simplu. Și burețelul ăsta nu rămâne pătat. De fapt, niciun alt burețel nu rămâne pătat dacă îl curăț cu acel săpun lichid. Așa arată el. E moale, este, aș putea să spun, ăsta e murdar, e de la Real Techniques. Aș putea să spun că este un pic mai poros decât cel de la Real Techniques, dar nu absorbe foarte mult produs dacă este umezit cum trebuie și dacă este îmbibat foarte bine în apă și după aceea stors foarte bine. Deci trebuie să fie îmbibat și stors pentru că nu absorbe deloc produs, mie place foarte tare și văd că nu absorbe în momentul în care îl spăl și nu iese atât de mult produs din el. Vi recomand și... costă în jur la 20 de lei, cred. Parcă așa l-am văzut eu. Deci e super, super tare produsul ăsta. Am și două creioane. Unul este negru și este acesta de la W7. Cred că așa se pronunță. Sau W7. Nu știu cum se pronunță exact. Super gel deluxe eyeliner. Nuanța Black is Black. În acest capăt are un burețel. Care nu pot să spun că mă ajută foarte tare. Iar aici este creionul propriu-zis, este un creion negru, foarte cremos și foarte pigmentat, după cum vedeți. Deci trebuie să am mare grijă cu el, pentru că se rupe foarte repede, fiind foarte, foarte cremos, dar îmi place foarte mult, rezistă foarte bine pe ochi, eu mai folosesc pe linia apei și rezistă acolo, nu se scurge și nici nu se întinde, nu faci brobonele din acelea negre aici, pentru că eu asta urăsc la creioanele negre de ochi. Acesta nu, cu acesta nu se întâmplă acest lucru, rezistă cam 3-4 ore așezat așa cum îl pun eu și nu se strânge și e super, vi-l recomand și pe acesta. Și următorul creion l-am primit în swap-ul cu Claudia, sper să nu greșesc, este acesta de la D1, High Impact Eye Pencil Metallic, așa arată. Scuzați că mi-a zis degetul în cadru, dar tocmai m-a sunat cineva. Și este nuanța Spicy Bronze. E foarte drăguț. Creionul ăsta îl aplic atât pe pleoapa superioară, cât și pe pleoapa inferioară. Îl blenduiesc un pic, aplic și un fard și e super make-up-ul. Așa arată. Este un maro bronzul eu pe care o să-l folosesc în disperare în această toamnă. Deja am început. Așa că vi le recomand și vouă. Și mai am două produse. Unul dintre ele este acest Blush Box Water and Sweet Proof de la Catrice Cosmetics. Teoretic este un blush în nuanța 060 bronz. Așa arată el. Măi, eu nu pot să folosesc blush-ul ăsta, produsul ăsta pe post de blush, pentru că este foarte închis pentru tenul meu, eu fiind foarte albă. Dar... îl folosesc pe post de bronzer. Într-adevăr, are ușoare irizații sclipicioase, dar nu foarte deranjat, nici nu se observă. Și îl folosesc pe post de bronzer și astăzi l-am pus. Am făcut și un live în care l-am folosit. Mie îmi place foarte tare acest produs și nu se aplică în pete, nu rămâne tenul pătat, pentru că am mai pățit asta cu niște produse de acest gen. Chiar îmi place foarte mult și pe el scrie Be Brave, Be You. Da? E super acest produs și știu că există multe nuanțe, așa că vă puteți alege și voi. Și ultimul produs pe care l-am descoperit de curând și
am zis că nu o să-l deschid, dar n-am putut să mă abțin. Este de la Dewan și se numește AZ Cream Hydra. Are SPF 30 și are 30 de ml. Așa arată acest produs. Teoretic este BB Cream, CC Cream, o cremă colorată, pentru că asta scrie și pe el. Eu o am în nuanța Ivory, mi se potrivește perfect nuanța, eram curioasă dacă mi se potrivește, de asta l-am deschis mai mult. Și m-am îndrăgostit de el, deci îmi place mult mai mult decât BB Cream-ul de la Garnier, care v-am spus că îmi oxidează pe ten și îl folosesc combinat. Acesta pot să-l folosesc efectiv singur, este o cremă colorată lichidă, care nu acoperă foarte mult de pe ten, dar pot să zic că uniformizează tenul, îl lasă hidratat, nu lasă tenul uscat ca un fond de ten. Îmi place foarte, foarte mult acest produs și știu că nu este atât de scump, așa că eu zic să îl încercați și să-mi spuneți și voi părerea voastră despre el. Eu pur și simplu îl ador și vi-l recomand cu tot dragul. Și cam astea au fost produsele pe care eu le-am iubit în ultima vreme. Aștept în comentarii să-mi spuneți ce v-a plăcut vouă în ultima vreme. Care au fost produsele după care ați întins mâna și produsele pe care le-ați iubit. Așa că, da, cam atât pentru astăzi. Eu vă pup, aveți mare, mare grijă de voi și nu uitați să deschideți descrierea pentru că acolo găsiți câteva informații despre mine, acolo mă puteți găsi ca să putem conversa și știți foarte bine că vă răspund la toate comentariile și la toate mesajele pe care voi mi le adresați pe Instagram în mod special. V-am pupat, fetelor! Aveți grijă de voi! Pa!